Vă salutăm, stimați spectatori! Iarăși îl avem în cadru pe domnul Silviu Silvian Fusu, regizor de teatru. Dumnealui vrea să ne relateze câteva pagini din biografia sa profesională, mai concret vorbind, câteva file din începutul acestei biografii, perioada în care dumnealui a început să lucreze cu copiii și o perioadă în care dumnealui s-a inițiat în arta teatrală. Domnul Silviu, de la ce o să începem relatarea? O să începem de la spațiul unde ne aflăm aici, acum. Deci ne aflăm în scoarul liceului Gheorghe Asache. Da. Unde în 1975 am creat primul grup de școlăresc, de teatru școlăresc, pe care l-am condus timp de 3 ani de zile. Se afla aici în sala de activități. Teatru. Aproximativ ce an a fost? 1975-1978. Aici am montat Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry, Chirița în provincie de Alexandrie, Păsările tinereții noastre de Ioan Druță, și Dragoste coboară să ne un om de Mihai Eminescu și Veronica Mică și alte proiecte. Ce a fost important? Exact, da. Care a fost sensul acestei colaborări, acestei experiențe sau rezultatul, dacă vrei. Mulți copii, dar erau în acest teatru peste 50 de copii, de la clasa a 4-a până în clasa a 10-a, așa, la 10-a. Deci mulți copii au devenit în rezultat profesori de limbă și literatură, actori, regizori, adică oamenii care s-au ocupat în continuare de promovarea culturii artistice, că prin domeniul teatrului, că prin alte modalități, dar de aici s-a pornit începutul, adică s-a pornit persoane care s-au dedicat și teoriei și culturii și au contribuit. Putem spune și nume, Mihai Fusu, Sergi Prodan, Angelica Iașencu, Otilia Dedu, Odica Cancer, Angela Cernatinski și mulți, mulți alții, Sergiu Lucenski, toți menționați au învățat în școala Grigori Ivanovici Kotovski, exact, da? Exact, atunci nu așa. Paralel cu asta, sau în continuare cu asta, era și paralel. Aici, cealaltă aripă a școlii, se afla Centrul Republican al Pionierilor. Da. Creația Pionierilor. Da. Și atunci, acolo conduceam Cercul dramatic, probabil. Unde am creat pentru prima oară un teatru ieșit din comun pentru copii, se numea Teatrul Coral. Tot ce făceau copiii, făceau împreună. Avea și o tentă muzicală? Nu avea nici o tentă muzicală, avea numai o tentă dramatică. Adică, ca exemplu ar fi teatru antic, grecesc, roman, unde corul vorbea împreună. Un spectacol deosebit pe care l-am realizat cu această echipă, care era altă echipă, nu aceeași, a fost un spectacol după viețul lui Grigore Vieru, care Grigore Vieru a fost în sală la premieră și a rămas șocat. Și eu cred că de aici, la Grigore Vieru, după asta, că am vorbit și cu Ștefan Andronache, dirijorul, de aici, la Grigore Vieru, probabil că a apărut o idee aceea de a scrie versuri pe cele mai renumite melodii, Mozart, Beethoven și așa mai departe, care n-aveau, erau numai melodii. Și corul le interpreta și vocele primăverii de la școala Ion Greangă de la Rușcanovca, împreună cu dirijorul și cu maestrul Grigore Vieru, au realizat niște proiecte excepționale. Dar unde duc? Duc spre aceea că
încetul cu încetul, am ajuns să instituționalizăm ideea asta. Aici era un cerc dramatic. Asta era în afara orilor de studiu. Activitate extrașcolară. A apărut ideea să creăm o facultate pentru copii, de la clasa 1 până în clasa 9, o facultate... În baza cărui format a apărut această idee, că era complicat pe atunci să promovez. În baza școlii de arte Stârcea, de la Botanică. Exact, unde în 1986 am creat această primă facultate, care este și acum, facultate de teatru. Copiii primeau diplomă de actor, adică care diplomă era echivalentă cu diplomă de școală muzicală, de la școală de balet, de la... Deci ei puteau cu această diplomă să meargă la o instituție... Deci era un grad profesional primar, o calificare profesională. Exact. Învățau 5 ani de zile după toate programele instituțiilor de învățământ, adică arta actorului, muzică, dans, pictură, scenografie, toate. Ei, după aia a apărut următoarea etapă, când la Teatrul Ion Creangă, în 1989, s-au creat 5 studiouri teatrale de copii. Copiii de la clasa 1 până în clasa 4, în clasa 4 până în clasa 8, în clasa 8 până în clasa... și așa mai departe. Deci erau cursuri. 5 studiouri, da. Care copii învățau pe lângă teatru, erau muștruiți, adică învățați, instruiți de personalități din teatru, adică vorbire scenică o preda actor profesionist, dansul coregraf profesionist, instrumentele instrumentist profesionist, și acești copii participau în spectacolele teatrului. Adică participau la nivel cu profesioniștii. Din 1993, fiind întâmplător la Moscova, am avut norocul și fericirea să mă cunosc cu Gheorghe Simeon Jdanov. Gheorghe Simeon Jdanov fiind coautorul tehnicii Mihail Cehov. Mihail Sanchenko fiind unul dintre cei mai mari actori ruși, care s-a stabilit la Hollywood și a creat împreună cu Jdanov tehnica actorului care a fost publicată în 1945, la 9 mai, interesant, la New York. Făcând cunoștință cu Gheorghe Jdanov, Mihail Cehov deja nu mai era de mult în viață, Gheorghe Jdanov având deja 95 de ani, am trecut o inițiere în baza căreia după asta au urmat 100 de ateliere în întreaga lume în care au fost angajați copii, tineret, cărora le propovăduiam această nouă tehnică, tehnica actorului, care în URSS era exclusă, adică era interzisă, dar toată Europa și America lucra după această tehnică. Și iată în aceste ateliere, peste 100 de ateliere din 93 încoace, am reușit să dau niște certificate, aveam drept să dau certificate de inițiere, adică am reușit să dau la peste sute de participanți în întreaga lume. Rusia, Ucraina, Belarus, România, Anglia, Canada, Franța, Italia, etc. Vreau să întreb, da, ca să, da, facem legătura dintre anii 78-80 și anii 93. Mm-hmm. Eu așa cred eu că doar între segmentul ăsta istoric în care dumitale ai lucrat cu copiii aici la liceul Gheorghe Asachi și anii 93 în care ai început să studiezi noua tehnică a lui Mihail Cehov. Au fost ceva, niște coordonate prin care ai trecut. Deci nu cred că transformarea asta, metamorfoza asta s-a petrecut brusc. Da, deodată. Da. Păi eu, atunci când lucram până la întâlnirea cu Gheorghe Simeon Jdanov,
tot eram preocupat de niște teme pe care după aia le-am aflat pus pe tapet. Adică eu căutam, încercam să înțeleg ce se întâmplă, cum, ce, de unde, până unde, ce este cu teatrul improvizației, ce este cu teatrul Vakhtangov, ce este cu teatrul Vakhtangov și cu Chekhov au fost colegi de teatru, adică ce este cu Tairov, ce este cu Merhol, ce este cu bioenergetica, ce este cu biomecanica. Păi eu cred că e vorba deja de următorul pas, pasul universitar, deci e vorba despre niște studii pe care le-ai făcut deja la un nivel universitar mai superior. Exact, le-am făcut la Institutul de Art Teatral la Moscova, unde acolo pentru prima oară am auzit despre Mihail Alexandrovici Chekhov, unde erau profesori care i-au fost colegi sau i-au fost elevi, dar care n-aveau drept încă să ne spună pe șleau că se numește cei ce fac ei cu noi, asta și asta. Ei, abia în 1985, când s-a început perestroica, a apărut primele două volume ale lui Mihail Alexandrovici Chekhov, editate la Moscova, și unde a apărut și această carte a lui, Tehnica Actorului. După care eu acum muncesc, iată, din 1993 până în prezent, și am continuat să muncesc, îndeosebi din 2003, la Festivalul Tabăr Internațional de Creație de la Parcova, unde în fiecare vară, o lună, o lună jumătate, vin copii cu care că lucrăm în arta actorului, că lucrăm în pictură, în improvizație, în sculptură, adică copiii din sat. Încercăm pe acești copii să-i aducem la gândire, la improvizație, la gândire artistică, la imaginație artistică. Presupun că e vorba de gândire arhetipală, conștientă sau... Exact. Și copiilor lucrul ăsta nu mai că le place. Ei vin și mă întreabă, mâine să venim, poi mâine mai venim. Adică ei intră în așa un fel de azart, un fel de plăcere, că uneori ai și alte lucruri de făcut. Ei vin, le spui, mâine să vii la ora 12, dar ei vin la ora 10, știi? Sunt curios să aflu de ce... Adică nu că am fi acum acuzat teatrul sovietic, dar presupun că tehnica asta care aduce la retrăirile arhetipale s-a copt pentru perioada aceea și deci aceste căutări care sunt legate de noua tehnică a lui Chekhov au fost o direcție în teatru nouă care anume că s-a copt și a devenit necesară. Au intrat deja în arealul teatrului rus. Teatrul rus este acum unul din cele mai serioase teatre care există în lume, pentru că și l-au recuperat și pe Chekhov, și pe Merhol, și pe Vakhtangov, și mai puțin Stanislavski, pentru că Stanislavski era totuși un teatru de ideologie, un teatru de materialism care nu permitea iluzia, nu permitea improvizația, nu permitea arhetipul. Ca să spunem, era un teatru mai dogmatic. Mai puțin creativ, mai mult dogmatic. Mai controlabil. Care trebuia să fie la cheremul cheremul statului, cheremul regimului curent, exact, da. Regimului. Or, teatrul este un lucru foarte incontrolabil, imprevizibil. Ce se întâmpla pe timpul sovietic? Venea o comisie, primea spectacolul, îi punea ramele spectacolului, spunea, iată, până aici. Formatul, direcția. Exact. Și noi o să venim peste două săptămâni sau peste o lună și o să vedem dacă nu cumva... Dacă v-ați înscris. Exact. Nu cumva ieșiți din format. Adică ei trebuia să fie convinși că este controlabil actorul, că nu apare actorul și face ceva ce nu este permis să facă. El poate să zică ceva și nu este permis să zică. El poate să procedeze cumva ce nu era permis să se întâmple. Înțelegi care e? Da. Ori, Chekhov venea din această, din ancestral venea.
din acest realitate venea. Adică el, actorul, nu era legat numai de pământ, de materialitate, era legat de ancestral, de duh, de iluzie, de imagine, de Dumnezeu, de eu suprem, dacă vrei. Dar eu suprem se află acolo și noi doar îl captăm și îl transmitem aici. Ei, asta încerc să fac cu copiii, să le dau această înțelegere. Revelație. Sau posibilitatea de a primi revelație. Exact. De a intra în contact. Nu știi cum. Azi o leacă, mâine o leacă, poi mâine o leacă. Nu grăbim lucrurile. Pentru că a crede e cel mai important lucru. Dar a crede trebuie să crezi cu sufletul, cu duhul și să te expui, să te duci în